Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Conferință Dor de poezie la Biblioteca Radu Rosetti din Onești. Incident în Târgu Trotuș, un bărbat s-a prăbușit pe stradă. Gura Văii, lucrări pe ultima sută de metri la alimentarea cu apă potabilă. Vineri 28 iunie de la ora 17 la Biblioteca Radu Rosetti din Onești are loc conferința Dor de poezie, susținută de poetul eseistul și traducătorul Dinu Flămându. Acesta este un poet, eseist, jurnalist, traducător și comentator al actualității politice în presa românească și în cea internațională. A obținut o licență în filologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în 1970. În vremea studenției a devenit membru fondator al revistei Equinox, care a marcat numeroase generații literare prin spiritul ei antidogmatic. După absolvire, a lucrat în redacții de ziare, reviste și edituri la București. La sfârșitul anilor 80 a obținut azil politic la Paris, unde a denunțat regimul opresiv din România. A fost jurnalist bilingv al Radio France International din 1989 până în 2009. După căderea regimului comunist, s-a reintegrat în literatura română. În 2011 a fost distins cu Premiul Național Mihai Eminescu pentru întreaga sa operă poetică. Cărțile sale au fost traduse și publicate în numeroase țări. Gura Văii, lucrări pe ultima sută de la alimentarea cu apă potabilă. Primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a adus vești excelente locuitorilor, anunțând că proiectul de alimentare cu apă potabilă este pe punctul de a fi finalizat. Doar 60 de gospodării din cele 2200 mai necesită racordare la sistemul de alimentare cu apă al comunei, o realizare semnificativă, având în vedere situația de acum 4 ani. Am intrat în linie dreaptă cu finalizarea alimentării cu apă, a declarat Tinei, subliniind că echipele de muncitori sunt acum concentrate pe zonele dealul Oanei și Dumbrava. În paralel, în zona de deal a satului Gura Văii s-a finalizat montarea rezervorului de înmagazinare a apei, asigurând astfel o aprovizionare constantă și fiabilă pentru întreaga comunitate. Deși ploile abundente din ultima perioadă au provocat întârzieri în desfășurarea lucrărilor, primarul a asigurat că proiectul va reveni rapid la programul stabilit inițial. Cu o mică întârziere generată de ploile abundente din ultima perioadă de timp, lucrările se vor repoziționa pe graficul obișnuit, a explicat Silviu Tinei. Această realizare este cu atât mai impresionantă cât în urmă cu 4 ani, alimentarea cu apa comunei era doar un proiect îngropat în pământ, fără perspective clare de implementare. Progresul rapid și eficient înregistrat în această perioadă demonstrează angajamentul autorităților locale față de îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei. În scurt timp vom afirma cu mândrie că suntem printre puținele comune din județ cu 100% grad de acces la apă potabilă, a adăugat primarul Silviu Tinei, exprimându-și optimismul cu privire la finalizarea iminentă a proiectului. Proiectul de alimentare cu apă potabilă din Gura Văii a fost una din cele mai ambițioase inițiative de infrastructură din zonă, menită să aducă o schimbare majoră în viața locuitorilor. Finalizarea sa va marca un pas important în modernizarea comunei și va contribui semnificativ la creșterea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a comunității. Autoritățile locale și locuitorii așteaptă cu nerăbdare finalizarea acestui proiect crucial, care va transforma Gura Văii într-o comună modernă, cu acces complet la resurse vitale și o calitate a vieții considerabil îmbunătățită. Tuta, comuna Târgu Trotuș. Un incident a avut loc joi 27 iunie în satul Tuta, când un bărbat de aproape 40 de ani s-a făcut rău și s-a prăbușit în timp ce se deplasa pe lângă bicicleta sa. Martorii oculari spun că în căderea acesta s-ar fi lovit cu capul de un gard de beton. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 15, când câțiva trecători au observat că bărbatul s-a prăbușit brusc. Oamenii din apropiere au reacționat rapid și au apelat numărul de urgență 112. În câteva minute, un polițist și o ambulanță au ajuns la fața locului. Echipajul medical a intervenit prompt pentru a acorda primul ajutor bărbatului, care părea a fi conștient. În ultima ședință a legislativului local, aleșii locale ai orașului Stațiune Dărmănești au avut de discutat și aprobat bugetul pentru organizarea zilelor orașului, dar și despre alocarea de fonduri pentru organizarea unei tabere internaționale. Privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor culturale-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești, ediția 2024, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Cam fiecare an ne-am propus să organizăm Zilele Orașului Dărmănești în perioada 10-11 august 2024. Am propus să alocăm de la capitolul Cultură, Recreere și Religie
225.000 de lei, dintre care o parte vor fi, mai exact, 25.000 de lei utilizați pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Și, așa cum spuneam și pe comisii, în perioada 10-11 august vom organiza zilele orașului Dărmănești. Sperăm ca să reușim să ne organizăm până atunci și să găsim cea mai bună variantă din punct de vedere al calității cost. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor pentru zilele orașului. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, ALZIAR, și pentru aprobarea resurselor financiare alocate din bugetul local în vederea desfășurării Taberei Internaționale de Creație Artistică, Armonii Cromatice și Muzicale Dărmănești, ediția 1-2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să încep prin a face precizarea că orașul Dărmănești este membru în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Suntem stațiune turistică de interes local și ne interesează să promovăm și arta și cultura din poziția de stațiune turistică de interes local. Ca atare, Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă și de Artă din România ne-a propus o convenție de colaborare privind organizarea în parteneriat de acțiuni culturale și primul eveniment se referă la o tabără internațională de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, care va avea loc în perioada 19-26 august la Dărmănești. La această tabără internațională vor participa artiști din România și din afara țării. Pentru a putea organiza acest eveniment, am propus alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul Cultură, Recreere și Religie, fondurile fiind necesare pentru cheltuieli de organizare a vernisajului, tipărire, materiale promoționale, afișe, mediatizarea evenimentului și așa mai departe. Și ce este foarte important, picturile și materialele rezultate în urma desfășurării evenimentului cultural la Dărmănești vor intra cu titlu gratuit în patrimoniul UAT Oraș Dărmănești. Avem intenția de a participa și cu o parte din elevii de pe raza orașului, de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, care au înclinare și, eu știu, intenții de a dezvolta în viitor această componentă de pictură și nu numai. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? A fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. În cadrul întrunirii aleșilor locali ai orașului stațiune Comănești, au discutat și aprobat tarifele pentru accesul la piscină, dar și multe alte probleme de interes local. Detalii în minutele următoare. Astăzi are loc ședința Consiliului Local din luna iunie, ședință ordinară, convocată de către primarul orașului Comănești. Este întrunită majoritatea, sunt prezenți fizic în sală 13 consilieri, iar 6 prin intermediu online. Fiind întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la ședința de astăzi. Ordinea de zi este destul de restrânsă, nu avem multe puncte pe ordinea de zi. E vorba de proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10, litera B din anexa 2 al HL numărul 221 din 21-12-2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. E vorba de biletele la piscină. Mini-piscină. Unde s-a omis un articol acolo la mini-piscină. Deci s
sărit pe speața și a rămas fără taxare locația aia. 2. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri teren. 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. 4. Proiect de hotărâre privind completarea HL numărul 30 din 28-3-2024 privind aprobarea plății cotizații anuale către Asociația Orașelor României. Vorba de o completare de 3.000 de lei, că diferența e de la numărul de populației pe oraș. 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului local Eco Valea Muntelui Comănești. Și 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței. Cam atâta avem pentru astăzi. Vă urez o ședință fructuoasă și benefică pentru comunitatea noastră. Vă mulțumesc, domnul primar. În primul rând, voi supune la vot procesele verbale ale ședinței din data de 30 mai 2024 și 12 iunie 2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. O să supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10, litera B, din anexa 2 la HCL numărul 221 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Domnul Ionuț Albu ne-a prezentat despre ce este vorba. Materialele au fost... ați avut materialele? S-au discutat în cadrul comisiilor, dacă mai sunt discuții legate de acest subiect. Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Da? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Domnul Cosmin, la fel, a prezentat toate aceste anexe care sunt acolo. Dacă mai sunt discuții legate de acestea, dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Materialul a fost la comisie, s-a discutat. Dacă mai sunt alte discuții sau întrebări, dacă nu, supune spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 30 din 28 martie 2024 privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Orașelor din România. Materialul a fost la comisie. Doamna Aron ne-a explicat despre acest material. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu sunt alte întrebări, supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului local Eco Valea Muntelui Comănești. Domnul Augustin Jitaru a venit și a făcut precizările legale. Am discutat și ne-a prezentat în cadrul ședinței. Dacă aveți întrebări sau mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun spre aprobare și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Vă rog, domnul Ghici. La acest punct aș vrea să propun pe domnul consilier Dar Irina pentru președintele ședinței. Ok. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ca domnul consilier Darie Irinel să fie președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru?
Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Arestat preventiv pentru trafic de droguri și efectuare de operațiuni cu substanțe psihoactive. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorist, Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și efectuare de operațiuni cu substanțe psihoactive fără drept. Bărbatul a fost prins în flagrant în municipiul Buzău, în timp ce ar fi deținut și transportat aproximativ 230 de grame de cannabis destinat vânzării. De asemenea, din cercetările realizate a ieșit faptul că în perioada mai-iunie, bărbatul ar fi deținut și comercializat diferite cantități de droguri de risc, cannabis și rezină de cannabis și substanțe psihoactive către consumatorii din județul Bacău. La data de 21 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorist, Serviciul Teritorial Bacău, au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Pe 22 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă acestuia pentru 30 de zile. La activități au participat jandarmii din cadrul grupării mobile de jandar Bacău, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Infotrafic, restricții de circulație din cauza caniculei. Centrul Infotrafic a anunțat impunerea unor restricții de trafic pentru ziua de vineri 21 iunie pe mai multe drumuri din țară din cauza avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, vineri 21 iunie, în intervalul orar ora 10-20, circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe toate sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Alba, Arad, Brașov, Carea Severin, Covasna, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Olt, Sibiu, Teleorman și Timiș. Măsura are scopul de a preveni degradarea infrastructurii rutiere și de a evita deformațiile majore irreversibile care pot duce la pierderea stabilității straturilor rutiere. Excepțiile de restricții includ transporturi de persoane, transporturi de animale vii și de produse perisabile de origine animală sau vegetală, vehicule implicate în intervenții de urgență, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuirea de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractarea vehiculelor avariate, transporturi pentru distribuire de apă și hrană în zone calamitate, transporturi de vehicule specializate pentru salubrizare, transporturi de apă îmbuteliată, transporturi de produse agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale. CNAIR anunță că aceste restricții vor fi prelungite în zilele următoare din cauza prognozelor de temperaturi ridicate. Astfel, pe 23 iunie, în intervalul orar 10-20, restricțiile se vor aplica în județele Ilhov, Prahova, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Vâlcea, Mehedinț, Gorj, Olt, Caraș-Severin, Ialomița și Călăraș. Pe 24 iunie, în același interval orar, restricțiile vor rămâne în vigoare pentru județele Ilhov, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Dolj, Vâlcea, Mehedinț, Gorj, Olt, Caraș-Severin, Ialomița și Călăraș. Aceste măsuri sunt esențiale pentru protejarea infrastructurii rutiere și asigurarea siguranței traficului în condițiile de temperaturi extreme prevăzute pentru următoarele zile. Autoritățile roagă șoferii să respecte aceste restricții și să se informeze din timp asupra condițiilor de trafic pentru a evita eventualele neplăceri. Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău, locul 5 în topul aeroporturilor regionale. Strategia și măsurile implementate la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău au dus în ultimul an la o creștere constantă a numărului de pasageri, conform Asociației Aeroporturilor. Bacăul ocupă locul 5 la nivel național cu un trafic de 50.348 de pasageri în luna mai. Prin proiectul Bacău Reconnect, anunță președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, Bacăul a urcat de pe locul 8, pe care se situa în februarie 2023, prin creșterea considerabilă a zborurilor comerciale deservite de Wizz Air, Aero Italia și Danair. Destinațiile din prag de iarnă, Paris și Dortmund, sunt rutele noi introduse, astfel se continuă demersurile pentru a conecta Bacăul cu cele mai importante orașe din Europa. Festivalul Eroilor de la Gura Văii, o călătorie în timp către primul război mondial. Pe 26 și 28 iulie, comuna Gura Văii se va transforma într-un adevărat portal temporal, oferind
oferind iubitorilor de istorie și patrioților o oportunitate unică de a retrăi momentele glorioase ale primului război mondial. Sub conducerea primarului Silviu Tinei, localitatea va găzdui cel mai mare festival dedicat armatei române din acea perioadă, aducând în prim plan eroismul și sacrificiul soldaților care au făcut posibilă România Mare. Îi sărbătorim an de an de ziua eroilor, vorbind despre ei și despre faptele lor de vitejie. Vrei să știi cum arătau, cu ce luptau, cum erau echipați și dotați? Vrei să trăiești pe viu experiența primului război mondial, a declarat primarul Silviu Tinei în invitația sa adresată publicului. Acesta a promis o serie de activități care vor aduce la viață atmosfera frontului, oferind vizitatorilor o perspectivă autentică asupra condițiilor în care au luptat și au trăit soldații români. Festivalul va include o expoziție impresionantă de arme, medalii și decorații, proiecte de film documentare, uniforme militare, autentice și reconstituiri istorice de înaltă calitate. Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I și Muzeul de Istorie Târgu Ocna vor contribui cu expertiza lor alături de colecționarii pasionați și detectoriști autorizați care au realizat descoperiri semnificative. Cura Văii este parte din altarul de jertfă și sacrificiu al Bacăului, a subliniat primarul Silviu Tinei, evocând importanța istorică a regiunii în contextul primului război mondial. Evenimentul se dorește a fi nu doar un omagiu adus eroilor, ci și o lecție de istorie vie pentru toate generațiile. Participanții la festival vor avea ocazia să admire replici fidele ale echipamentelor și armamentului din acea vreme, să asculte povești de front și să înțeleagă mai bine eforturile și sacrificiile făcute de cei care au luptat pentru independența și unitatea României. Totodată vor putea interacționa cu experți și pasionați de istorie care vor oferi detalii fascinante despre contextul și desfășurarea războiului. Acest festival unic în județul Bacău promite să fie un eveniment de referință, consolidând legătura comunității cu trecutul său glorios și educând publicul larg despre importanța conservării memoriei eroilor naționali. Pentru cei interesați să participe, Gura Văii vă așteaptă cu brațele deschise, pregătită să ofere o experiență memorabilă și emoționantă, închinată celor care au pus bazele României Mari prin curajul și sacrificiul lor. Partenerul medial evenimentului Acum TV va asigura o acoperire amplă, oferind tuturor celor interesați șansa de a urmări momentele importante ale festivalului. De la interviuri cu participanții și organizatorii, la reportaje despre exponate și reconstituiri, Acum TV va aduce festivalul în casele celor care nu pot fi prezenți fizic. Primăria Municipiului Onești anunță că în perioada 26 iunie-5 iulie se va realiza tratamentul cu insecticid pe domeniul public din municipiu pentru combaterea țânțarilor, păianjenilor, căpușelor, puricelor și muștelor. Lucrările vor fi demarate pe 26 iunie de la ora 23 între orele 23 și 6 dimineața, cu produse din grupa 3 și 4 de toxicitate în următoarele zone. Este vorba de toate parcurile din Municipiul Onești, zona Spitalului Municipal, Alea Parcului, spațiile verzi de pe Perchiului, Bulevardul Oitus, spațiile verzi de pe faleza râului Cașin și râul Trotuș, bazele sportive din localitate, zona hotelului Trotuș și piața Catedralei, dar și zona de sus a orașului, zona bibliotecii, zona celor două bulevarde din localitate, zona Mal, Dallas, cartierul Slobozia și 6 Martie. În cazul în care condițiile meteorologice vor fi neprielnice, activitățile se vor degala, respectiv zonele programate în zilele în care se semnalează precipitații vor fi reprogramate după terminarea lucrărilor din grafic. Cospe câteva sute de metri la piscina cu apă sărată din Târgu Ocna. Atmosfera agitată la piscina cu apă sărată din Târgu Ocna, unde s-au format cozi pe mai multe rânduri, întinzându-se pe câteva sute de metri. Popularitatea acestei destinații a crescut semnificativ, atrăgând un număr impresionant de vizitatori dornici să se bucure de beneficiile terapeutice ale apei sărate. Încă de la primele ore ale dimineții, oameni de toate vârstele s-au adunat în fața intrării, sperând să prindă un loc la populara piscină cu apă sărată. În ciuda aglomerației, atmosfera a fost una de așteptare răbdătoare și anticipare plină de entuziasm. Mulți dintre cei prezenți au subliniat efectele benefice ale apei sărate asupra sănătății, menționând ameliorarea problemelor respiratorii și dermatologice. În ciuda aglomerației, piscina cu apă sărată din Târgu Ocna rămâne una din cele mai căutate destinații din județul Bacău, continuând să atragă vizitatori din întreaga regiune, dornici să se bucure de o experiență de relaxare cu sănătate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 29 iunie, vremea se menține în continuare extrem de caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 15 grade Celsius. Duminică, 30 iunie, vremea este senină. Maxima zilei ajunge până la valori de 33 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 15 grade Celsius. Luni, 1 iulie, vremea se menține în continuare extrem de caldă. Maxima zilei va ajunge până la valori de 34 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.